Neața, dragilor, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube la un nou vlog. Astăzi este joi și am zis, hai să vă arăt ce fac eu joi. Va fi un vlog absolut banal, normal, dar vreau să mai postez pe canalul de YouTube, vreau să fiu mai activ, așa că deschidem acest vlog. O să am niște cadre, vă spun de pe acum, că o să am niște cadre pe care le-a filmat colegul meu, cameraman, într-o zi, nu știu când, marți, cred. Le-a filmat cu mine și o să le introduc în acest vlog, că n-am unde să le pun, dar o să vedeți că sunt îmbrăcată diferit și cadrele alea din altă zi. Dar până acolo, stați așa, că mergem să ne pregătim, să mergem la muncă, mergem. Este ora 6, 6 și 10, 6 și 5, nu știu cât vedeți, mă rog. Deci este 28 martie astăzi, ok. Eu aseară m-am culcat atât de devreme, am vrut să dorm efectiv, să nu mai aud nimic. Știu că a venit mama la un moment dat de la muncă, am auzit ușa, dar n-am vrut să mă trezesc, am vrut să dorm efectiv, să mă odihnesc. Și chiar m-am odihnit. N-am luat pastila aseară, dar o luasem cu o seară înainte. Și m-am odihnit bine, adică dormit, cred că, vreo 10 ore, ceea ce e super tare. Și astăzi e joi, avem destul de mult teren, dar cred că se duce colegul. Sunt niște ședințe de consiliu local, de consiliu județean. Mă scuzați, Doamne, nu mai pot. Nu mi-e somn, da? Cască. Haideți că vă iau cu mine. Este ora 7 și 5. Pe mine ceasul ăsta mă induce în eroare, pentru că mama l-a setat cu 7 minute, ceva de genul, în avans. Cumva ca ea, când merge la muncă, să aibă acea marjă de eroare, astfel încât să nu se grăbească, să ajungă la timp. Ei, pentru mine chestia aia nu funcționează. Pentru mine reprezintă un stres în plus și mă induce în eroare. Să vă arăt și outfitul de astăzi. Vroiam să vi-l arăt în lift, dar nu cred că mai apuc să filmez. Mi-am luat pantalon de stofă și o cămașă neagră și am băgat-o în pantalon. Mi se pare că dă mai bine, mai ales că sacoul pe care l-am astăzi este crop top. Adică este voit mai mic, nu că mi-a rămas mic. Așa, astăzi vreau să fac micul dejun, să mănânc niște avocado cu pâine prăjită și o felie de salam, de sandwich de la... Vreau să ies neapărat mai repede din casă, astfel încât să nu prind aglomerația de la ora 8, 7 jumate, 8. Vreau să ies înainte de 7 jumate. Sper să reușesc. Nu știu dacă e chiar... copt, nu-mi dau seama, avocadoul ăsta care nu se înnegrește, ăsta e de la care rămâne verde chiar și atunci când e copt. Și nu-mi dau seama când e copt și când nu. Și se pare că nu e așa. Prima dată mi s-a părut că e copt, dar se pare că nu e așa de copt cum am crezut. O să-mi iau o farfurie. Și să-l pisez. Și dacă nu e copt, nu se pisează cum trebuie. Na, nu știu dacă... Ba... Hai că vedem. Vreau să-mi fac și cafeaua. Nu mai bine îmi pun aici și de cafea. O să-mi fac cu apă astăzi cafeaua, nu știu de ce. Nu am chef de lapte. Mm.
auzi, e pe privat, nu e pe public. De asta ți-am trimis link ca să poți să-l vizionezi. El e pe privat videoul. Stați liniștit, nu. Deci doar cine are link-ul poate vedea videoul atâta. Bine. Ok, hai pe spune. Pa, pa. Așa. Și dacă vă întrebați dacă primesc mesaje, atât de dimineață încep oamenii să sune? Da! Răspunsul este da! E ora 7 și oamenii încep să sune. Când ești jurnalist, oamenii te sună la orice oră. La orice, deci chiar la orice oră. Dacă m-a sunat un primar la ora 11 noaptea, pentru că vroia să mă anunțe că ardea ceva, era un incendiu. Și vroia să mă anunțe să venim. Și așa a și fost. Deci, da. Asta este un dezavantaj sau un avantaj, nu știu, luați-o cum vreți. Eu cred că este un avantaj ca oamenii să se simtă atât de liberi încât să te sune la o oră atât de târzie și să nu te sune doar așa că vor să te audă, să îți spună niște informații importante pentru tine ca jurnalist. Deci da, mie mi se pare ok, eu m-am obișnuit cu stilul. Poate cineva nu s-ar obișnui, dar eu sunt ok cu chestia asta. Și uite că e ora 7 dimineața și deja m-a sunat clientul cu spotul publicitar. Așa. Avem coleg nou și acum i-am dat mesaj că o să-l sune clientul și el nu e învățat, adică nu e obișnuit, zice ok, așa de dimineață, zic da, așa de dimineață. Da? O să se învețe. Te înveți repede, te obișnuiești repede cu chestia asta. Doar că... Na, ideea e că spoturile astea publicitare pentru TV nu sunt tocmai ieftine. Adică sunt scumpicele ca să-ți apară spotul publicitar pe TV, dai niște bănuți. Și mi se pare normal să îți dorești să fie bine, total, să fie, cum să zic, spotul exact așa cum vrei tu să fie, ca client. Și, na, până sunt modificări de făcut de obicei în funcție de dorințele clientului. Uite, exact partea asta nu e coaptă. Adică tot avocado este copt, cu excepția unei părticele care nu merge pisată și pe care cred că am să o mănânc așa, pentru că mă chinui degeaba să o pisesc cu furculița. Mi s-a prăjit pâinea. Mie îmi place foarte mult avocado. Am uitat să-mi iau pastilele. Aici este apa mea. Uite-mă că eu mai aveam aici puțină cafea de ieri. Și am uitat de ea.
încălzesc pe asta. I-am mai adăugat niște apă. O încălzesc pe asta, că e păcat. Mi-am făcut-o aseară pe la 5. Mi-era doar poftă de gustul de cafea. Și am băut două guri și am lăsat-o. Și mama a pus-o în frigider. Și o încălzesc și o beau astăzi, nu-i problemă. Noi suntem în căutare de coleg tehnic. Și acum, lăsând gluma la o parte, foarte greu găsești oameni care să vină să muncească în domeniul televiziunii, oricât de interesant ar părea să lucrezi la o televiziune, chiar și pe partea tehnică, mi se pare interesant. Eu am lucrat pe partea tehnică o perioadă. Nu găsești atât de ușor oameni, pentru că tocmai din aceste motive. Sunt multe pretenții la o televiziune, totul trebuie să iasă perfect și unii consideră un stres prea mare pentru banii pe care piața, cum e piața, că noi practic noi dăm salariile și în funcție de piață, nu putem crește salariile și în cealaltă parte să fie mai scăzute, adică na. Și nu-ți vine așa. Foarte greu găsești un om care să și învețe partea asta de tehnic, pentru că sunt destul de multe chichițe de făcut și na. Asta este micul meu dejun, pâine prăjită, avocado și o felie de salam. Eu continui să mănânc și apoi ies din casă. Până și prosopul cu care mă aștept pe mâine, portocaliu, da? Ca să înțelegeți nivelul de asortare. Glumesc, bineînțeles. Haideți să vă arăt ceva. Am închis camera și numai bine am pus-o la loc și am luat cafeaua să închid capacul și am scăpat termosul jos. Nu știu dacă nu s-a spart. Acum vedem. Și bineînțeles că o parte mare din cafea a venit pe mine. Trebuie să șterg aici. Și a sărit cafea și pe aici. Uitați-vă, stropi. Dar cel mai important, a sărit cafea pe sacoul meu. Bine că nu e nu e chiar cafea, era mai mult apă cu cappuccino, deci nu e așa de, cum să zic, nu pătează, dar pentru că eu mă încăpățânez și nu vreau să, uitați-vă ce s-a întâmplat, pe pantalon n-a sărit, pentru că eu m-am ferit, am făcut așa, dar sacoul tot s-a murdărit, dar eu refuz să îi dau satisfacție celui care m-a făcut să vărs cafeaua. Pentru că eu cred că de fiecare dată când se întâmplă ceva rău, e vorba de un duh rău. Știți chestia asta la mine? Și pentru că eu cred că un duh rău, ca să nu-i spunem numele, a vrut așa să se distreze, eu nu-i dau satisfacție, o să usuc cu uscătorul și din potrivă cânt. Deci la mine o să vedeți o diferență de a reacționa la ceva negativ, incredibilă, pentru că pe mine viața m-a învățat chestia asta. Cel puțin viziunile, halucinațiile pe care le aveam mi-au demonstrat că atunci când se întâmplă ceva rău, când scapi ceva pe jos, chiar și lucruri banale, când te cerți cu cineva, există un duh acolo care așa se distrează când îi dai satisfacție și apă la moară. Ei bine, eu nu vreau să-i dau satisfacție. Și eu ce-am făcut în momentul în care am vărsat, eram pătată toată, am început să cânt. Am început să cânt, mă simțeam bine. Noi alegem starea pe care vrem să o avem. Trebuie să fim în control cu stările noastre. Și în mod normal, un om normal, la cap, o să ziceți, băi, dar nu ești sănătoasă la cap, cum să crezi asta? Un om normal, care nu știe ce am văzut eu, ce perioadă am avut când vedeam demoni, ar zice că sunt nebună. Eu
zic că reacționând așa și cântând, nu-i dau satisfacție. Și eu chiar am o stare bună. Chiar dacă sacoul mi este pătat, ia uitați-vă, o să usuc cu uscătorul. Există soluții, Doamne, suntem în secolul 21, nu cred că nu există o soluție pentru sacoul meu și nu mă voi schimba. Da? Pentru că arăt prea bine. Stați să vă zic, încep să-l usuc cu uscătorul și vă zic dacă s-a dus pata sau nu. Misiune eșuată. N-am reușit să scot pata. Așa că trebuie să alegem un alt sacou. L-aleg pe ăsta. Că e tot scurt. Și bineînțeles că a trecut deja de ora 7:30. Uite că asta se întâmplă. Și iar ies la 8. Și iar e aglomerat. Și iar e cumplit. O să-l iau pe ăsta. Ăsta nu l-am purtat niciodată. Ia, ți-a venit rândul. Băiete, pe celălalt o să-l spăl, dar n-am timp acum să-l pun la spălat, deși ar trebui acum pus, că dacă stă, după aia să nu mai iasă pata, dar eu zic că o să iasă, pentru că e doar, nu era cafea propriu zisă, chiar nu era cafea, era doar lapte cu cappuccino. Deci eu zic că ar trebui să iasă. Dar nou look. Deci sunt... Merge! Nu ne supărăm! Merge și așa! Termin de mâncat și ies din casă. Numai eu când ies din casă am o mie și una de lucruri în mână? Sau nu știu eu să le țin bine? Ce murdar e oglinda din lift. Am apăsat pe rec, oare? Acum stau și mă gândesc dacă chiar o să iasă pata aia sau... S-a dus cu sacul. Unde am pus cheia? Nașpa. Dacă nu iese pata. Dar să vedem. Prea-mi place când îmi încep ziua cu o chestie de asta, pentru că va merge prea bine, cel puțin așa mi se întâmplă mie. Bariera era deschisă. Hai că a fost bine. Mereu am emoții la ieșire, pentru că nu te lasă nimeni, eu știu. Știu cum e situația aici. Și colegul meu, ghiciți ce? Colegul meu e în spate. Colegul de pe tehnic, Luca. Dar nu știu de ce n-a luat-o el la stânga sau se duce direct la muzeu, cred că. Cred că da. Mi-a căzut GoPro-ul de pe geam și n-am mai putut să-l pun. Și acum la un semafor care durează 60 de secunde, am zis că îl repun iarăși. Era colegul în spate, dar el se duce la facultate. Gândeam eu, unde se duce el așa dimineață? Că... Sau e posibil să vină? Are emisiune. Ce aglomerat este. Uite, cum domnul din spate, da, am semnalizat din timp, m-a lăsat să intru pe bandă. Așa mi se pare normal să se întâmple într-un oraș civilizat. Dar sunt și tipii cu BMW. Șoferii se împart în două categorii.
cei cu BMW și restul. Cei cu BMW sunt mai speciali, nu știu. Mai ciudății, așa. Nu fac discriminări de vreun fel, dar vă spun ce mi se întâmplă mie în trafic zi de zi, mergând prin oraș. Ieri, de exemplu, am fost șofer mai mult decât jurnalist, pentru că a trebuit să înduc colegii. Mașina noastră de serviciu era în servis și singura mașină disponibilă era a mea. Așa că am condus prin oraș, am fost la mall, aveam de filmat niște știri publicitare, apoi am fost la Institutul Bucovina, după aia m-am dus să-l duc pe colegul la service ca să iei mașina și eu m-am întors. Deci am început să conduc destul de mult prin oraș și să-mi dau seama așa cam cum funcționează lucrurile. E foarte aglomerat, dar e oră de vârf. Acum este ora 8 fără 3 minute. Și oamenii și trecerile de pietoni la noi nu prea sunt, adică cel puțin pe traseul pe care merg eu, nu sunt treceri semaforizate și fiecare trece când are, când îi se dă la gară. Și chestia asta îngreunează oarecum traficul. A căzut GoPro-ul la doua oară de pe bord și nu l-am mai pus. Am ajuns la muncă, este ora 8 și 4 minute. Stau un pic cu colegul să-mi beau cafeaua, ne bem cafelele afară și după aia intru la muncă. Bateria la ce? La telefon. Altul. Altul, da. Trebuie să mă vă și eu. Da, da, aveți legitimanța la gât, știți? Lucrător în presă, adevărat. Cine ți-o în fața mea? Azi am șofer, nici nu-mi pasă. Dar eu mă culc direct. Îmi pun centura și mă culc. Nu mai trebuie așa șofer. Merg pe jos, dar nu mai... Eu aleg ce pun în vlog. Dar da, eu pot să fac o completare. Da, da. A, deja s-a schimbat stilul de mâini pe volan. A, deja... Deja ne băgăm fără să ne asigurăm. M-am asigurat, m-am uitat de parte. Vedeți că consumați bateria. Ce facem la mall? Acum... Acum ai bani? Da. Dar să știți că nu vă plătesc că mă filmați.
Dar ce am? Filmați gratis, că Luca vrea bani când mă... Vai, dar stai că să șterg eu fișierile astea un pic. Nu mai bine mergi tu acasă? Sau nu vrei? Da, veniți cu mine sau cum? Te ferească Dumnezeu! Dacă aude Ciprian, îmi tai urechile. Cu dumneavoastră ce fac? Păi nu știu, eu mă duc la plus, că doar am lucrat pe acolo. Urcarea cu liftul. Na, ca m-am văzut și eu. N-au răspuns. Știi tu cine? A. La un asemenea cadou. Dragilor, eu am ieșit de la muncă, este ora 4 și arăt, zici că a fost război pe fața mea, rujul s-a dus pentru că am mâncat, fața îmi lucește pentru că n-am pudră la mine, dar mergem acasă. Eu am vrut să pun GoPro-ul și să filmez în timp ce mă duc până acasă, dar nu mai are baterie. Și nu am cu ce filma, așa că vă fac aici un scurt update. Ziua mea la muncă a fost una liniștită, am stat la birou, am făcut știri. N-am fost în teren, a fost colegul. Și cam asta, ne auzim de acasă. Acasă am trebușoară, trebuie să pun la spălat, trebuie să-mi fac curat în dulap. Și cam atât. Să fac și baie. Am ajuns acasă. S-a aprins lumina peste tot, că eu așa fac când filmez. S-a aprins lumina peste tot. Ia să vedem sacoul, în ce stadiu se află. Oh. S-a uscat. Asta să vi-l arăt. Nu știu, să-l mai pun oare la spălat. S-a uscat și s-a dus. Eu am șters puțin pata și știți cu ce am dat? Cu Rivex. Am stropit cu Rivex sacoul, că nu aveam altceva. Aș fi pus veniș așa, fără să-l clătesc. Dar nu aveam altceva la îndemână și nu știu, nu-mi dau seama. A, bă, da, se vede. Uite, aici unde am stropit nu se mai vede, dar aici la mânecă nu am dat. Îl bag la spălat. Îl bag la spălat, dar îl bag numai pe el, să mai bag și altceva. Cred că nu mai sunt acum ăsta. Celelalte sunt curate, nu am ce băga. Mai am niște haine negre, dar nu îl bag cu sacoul ăsta, că nu vreau. Și nu știu, dacă lasă culoare, nu lasă, mai bine îl bag separat la spălat. Și apoi, numai bine cât se învârte mașina, eu mă schimb și mă apuc de curățenie. Am făcut o prostie. Hai că am reușit. Am băgat ăsta unde... ăsta de la mașină. L-am băgat în cuvă pentru că n-aveam răbdare să-l pun. Trebuia să închid mașina, că aveam un safir și să nu stea... Trebuie să închid camera, că nu pot cu o mână. Pun sacoul la spălat și apoi mă apuc de restul curățenii. Folosesc detergent de la Savex. Nu știu. Eu cumpăr ce apuc când merg la raionul de detergenți. Care e la reducere pe ăla eu. Poate ar trebui să fac același lucru. Așa, o să-l dau la program scurt de spălare. Așa, haideți să vorbim puțin. Pentru că eu am o nelămurire și vreau să vă întreb pe voi. De ce
mama lui proces verbal. Rovinieta pe o lună de zile costă 75 de lei și pe un an 139 de lei. Îmi poate explica cineva această diferență majoră de preț? Mi se pare incredibil. Eu luna trecută, vă spun sincer, când trebuia să-mi fac rovineta, efectiv n-am avut bani să plătesc pe un an de zile. N-am avut. Am avut numai 80 de lei la mine. Și am plătit pe o lună de zile, pe o săptămână, nu știu dacă ieșeam mai ieftin. Tot la 75 de lei ajungeam dacă plăteam pe o săptămână și plus 4 săptămâni, tot acolo ajungi. Și acum, pe un an de zile, am dat 139 de lei, deci știam prețul, că m-am uitat pe internet. Mă rog, acum măcar îmi tace capul, am plătit rovinieta. Vă spuneam dimineață că legat de chestia asta, că atunci când ți se întâmplă ceva neplăcut, scapi cafea pe tine, nu știu, nu pornește mașina, nu vă enervați. Eu am ajuns la concluzia asta după ce vedeam, în momentul în care am avut acele probleme de sănătate, vedeam demoni. Și vedeam cum se adună și în vis mi se arătau, se adună atunci când te cerți, atunci când este o emoție negativă, ei joacă de bucurie. Credeți-mă. Și cred că asta vă poate confirma și un preot înduhovnicit care are duhul înainte vederii. Eu nu zic că am duhul înainte vedere, Doamne ferește, nu, dar am avut o perioadă în care mi s-au deschis niște chestii, înțelegeam mai mult decât alți oameni, nu știu cum să vă zic, vedeam mai multe lucruri decât alți oameni. Și de atunci, văzând ce reacție au demonii în momentul în care izbutesc să te enerveze, chiar și o mică enervare pentru ei este un succes. Eu de atunci am spus, bineînțeles, nu sunt perfectă, nu vă zic acum că Monica Ostașun nu se mai enervează, că vezi, Doamne, nu vrea să le dea satisfacție demonilor, dar știind lucrul ăsta, încerc pe cât posibil să nu mă enervez. Și treaba cu sacou, da? Mi-am schimbat sacou, ok, nu se poate rezolva. Avem o stare bună, tu decizi ce stări vrei să ai. Acum, vezi, Doamne, parentingul modern te învață că trebuie să-i înveți pe copii să-și accepte emoțiile, să înțeleagă că sunt și emoții negative și emoții pozitive. Da, dar totodată trebuie să știm de ele, de existența lor, dar trebuie să fim în același timp conștienți că noi ne controlăm emoțiile. Chiar și într-o situație stresantă, chiar și într-o situație de nervi, tu îți controlezi emoțiile, tu decizi dacă te enervezi sau nu. Și pur și simplu alegeți, faceți alegerea asta conștientă, decideți pentru voi, mai des, să nu vă enervați. Am spălat sacoul, care e problema? Și foarte important, în momentele astea chiar să cântați de bucurie, adică chiar să arătați o stare de degajare totală față de probleme, față de situația în sine care e enervantă, care, uite, de exemplu, n-am avut timp să spăl pe jos și am lăsat în hol, fusese pătat de cafea, am șters cu șervețelul, dar n-am avut timp să scot mopul, să spăl, pentru că trebuia să merg la muncă. Acum când am venit, vă dați seama că au rămas pete pe pardoseală. Mi-au găleata cu mopul, le șterg. Ce e așa mare lucru? Adică fac mai târziu, nu-i musai să fac totul acum, nu sunt la concurs cu nimeni. Adică am ales de o bucată de vreme să trăiesc viața așa, altfel, și cred că asta denotă și o maturitate, odată ce avansezi în vârstă, treci prin experiențe și te maturizezi. Dar nu, pe mine nu n-ai să mă vezi că mă enervez de la un pahar răsturnat sau de la o ceașcă căzută sau de la... Eu cât am stat acasă, cât eram copil, tatăl meu avea obiceiul, era foarte picky, se enerva din orice. Băi, dacă nu puneai prosopul cum trebuie, gata, lui îi sărea țandăra, te certa. Și eu nu înțelegeam de ce, pentru niște banalități. Și am zis că eu când o să cresc, o să-i învăț pe copiii mei contrariu.
Și mă bucur că și iubitul meu este la fel, pentru că eu mi-am propus atunci să-mi găsesc un, să găsesc un soț care să nu fie așa cum era tata. Dacă vărsai o, dacă scăpai o farfurie și se spărgea, fa, era tragedie, dar dacă nu-ți scotea ochii cu farfuria aia, că ai spart-o 2 ore după. Dar se întâmplă, adică... Și observam că la fel făcea și dacă el spărgea o chestie, adică se înjura. De ce să faci asta? De ce să le dai satisfacție demonilor? Gândiți-vă doar la, la perspectiva asta de a vedea lucrurile. Dacă înțelegeți că lumea asta e formată din bine și rău, și orice este de natură rea, emoții negative, tot răul este de la diavol, și că orice emoție negativă e de la diavol, o să vedeți că nu veți mai vrea să îi dați satisfacție diavolului și să vă enervați, să înjurați și toate cele. Poate că așa, dacă îi spui unui om, băi, nu înjura, că-i păcat sau că nu-i bine, poate el nu o să înțeleagă, dar dacă tu îi expui, dacă ar vedea omul respectiv lumea nevăzută, cu siguranță n-ar mai înjura. 100%. 100% n-ar mai înjura, pentru că dacă îi vedea cum dansează demonii când înjuri și cum e ceva demonic, ceva absolut înfiorător. Da, haideți să vă arăt dulapul meu, nu știu dacă să vi-l arăt. E un dezastru. Eu trebuie să fac curat și să pun totul, tot ce am la spălat. Ia uitați. Dezastru! Dar prima dată vreau să mă schimb. Și după aia ne apucăm de dulap. Astăzi misiunea e dulapul. Și mai stăm de vorbă, bineînțeles. Nu-mi place. Uitați-vă cum se dau ochelarii. Ochelarii ăștia nu stau drept. Și mi se dau așa. Și arăt ca un tâmpit. Adică așa trebuie să stau ca să nu se vadă inegalitatea asta la sprâncene. M-am odihnit și eu cât a spălat mașina. Și vreau să vă zic că am un sacou impecabil. Sunt curioasă dacă a rămas urmă. N-a rămas. Wow, super! Stați de bucuroasă că m-am speriat inițial. Am zis, băi, cafeaua, dacă nu mai iese de pe haină. Dar a ieșit. Ia uitați-vă. A ieșit, e superb. Îl pun la uscat. Eu sper ca până mâine să se usuce. De obicei se usucă. Și mă apuc, pardon, mă apuc de dulap. Se vede outfitul meu? Ignorați outfitul meu. Am niște dresuri negre și mi-am luat o pereche de pantaloni scurți pe deasupra. Dacă n-aș fi filmat, aș fi rămas în dresuri. Dar pentru că filmez și nu pot apărea chiar așa oricum în fața voastră, mi-am luat rapid niște pantaloni scurți pentru că n-are sens să dau jos dresurile, să mă îmbrac în haine de casă din moment ce eu voi intra, în momentul în care mă dezbrac, intru direct în duș. Cam asta a fost logica mea. Dar până să intru în duș, vreau să-mi fac puțină ordine în dulap. Vai, deci trebuie să spăl pe jos. Când o să vină mama și o să vadă petele din hol, o să zică, de ce ai făcut fata mea? Ai vomitat? Să văd dacă ar trebui spălat asta. Eu o să verific așa hainele, eu nu știu cum se verifică altfel, dar eu... că hainele nu sunt murdare, sunt doar... Na. Uite, de exemplu, tricoul ăsta știu că l-am purtat și o să-l pun pentru spălat. Am foarte multe haine negre de data aceasta de spălat. Și eu nu prea... Mie nu prea îmi place să le port mai mult deodată, maxim de 2 ori. O haină, nu știu, nu-mi place. Și nu e pentru că transpir excesiv, pur și simplu nu-mi place mie. Nu mai ai... Ăsta e curat, dar tot îl bag la spălat. A stat lângă hainele mirositoare, deci are și eu o vină că a stat lângă ele. Materialul nu-mi mai place, se simte acel sebum care s-a declanșat din piele și nu prea e ok. Așa, aici am o bluză, pe asta am purtat-o odată, dar ăsta este un hanorac. Eu mă refer aici doar la bluzele așa mai subțiri și la maieurile de corp, astea care intră în contact direct cu pielea,
Un hanorac o să-l porți și de 3 ori, nu-i problemă. Dar o maletă de corp sau un tricou nu prea merge purtat de 2 ori, că miroase și nu e ok. Și nu te simți tu bine, nu știu, eu mă simt, te mănâncă pielea, te, dacă nu le spăr așa. Ignorați că eu mă scarpin, eu de când eram mică, dacă am dresuri, într-una simt nevoia să mă scarpin. Eu și când eram mică la sărbare, mama era în sală și îmi făcea semne, nu te mai scarpina, nu te mai scarpina, și eu eram așa, la poezie ieșeam și stăteam mereu cu... Deci eu când am dresuri mă scarpin pe picioare. Așa, ăsta e un tricou. Un tricou, dar cred că nu l-am purtat pe ăsta. Nu, ăsta e curat. Ăsta este curat. Așa, mai trebuie să pun și bluza de pe mine. Dar prima dată să fac un pic cu ordine. Nu știu, nu știu de ce să mă apuc prima dată. Așa e un dezastru la mine în dulap. Și cred că dezastrul ăsta s-a făcut pentru că am foarte multe haine de spălat. Da. Uite și, de exemplu, bluza asta, nu știu. Nu, asta e curată. Am purtat-o odată, dar mai merge. Așa. Bluza asta de corp. Știți ce nu prea am? Deși am extraordinar de multe haine, ați zice că nu-mi lipsește nimic, nu prea mai am malete de corp. Acum, sincer să fiu, n-am nici bani să mai cumpăr. Dar, cu prima ocazie, mi-ar trebui măcar 2 malete de corp. Că nu mai am și da, să fie din material bun, din bumbac. Eu nu mă simt foarte bine. Am venit de la muncă, m-am întins pe pat. Ei, și în momentul în care m-am întins pe pat, și eu am mâncat pe la ora 2:30 și acum e 4:30. Ei, ca să înțelegeți la mine digestia, cât de greu se pornește procesul de digestie, că eu când m-am întins pe pat, chiar și după 2 ore de la masă, am simțit așa cum îmi vine toată mâncarea înapoi. Și îmi vine să vomit și a început să mă doară stomacul și dacă mă mișcam într-o parte mai nepotrivită sau așa, mă durea stomacul. Și acum am o greață și am băut puțin acid. Acidul mă ajută să îmi treacă starea asta de vomă. Și am băut puțin de tot acid și văd că mă simt mai bine, dar nu prea sunt așa în apele mele. Asta ce e, o bluză? Nu mai știu bluza asta dacă... Cred că e bună încă. Prima dată pun o mașină de haine la spălat și după aia mă apuc să-mi tencuiesc restul. Uite, maieul ăsta trebuie spălat. Și mai am niște haine în coșul de rufe. Așa, și maieul ăsta, dar trebuie să-i desfac aici. Astăzi vă zic o fază foarte amuzantă. Mă duc eu în studio, adică m-am dus să spăl paharele de la emisiuni, pentru că au fost multe emisiuni în ultima vreme, s-au adunat vreo 6 pahare și am zis că mă duc să le spăl. Și le-am spălat la chiuveta din baie, le-am adus în redacție, eu când, după ce le spăl, bineînțeles că le scurg, nu le aduc așa cu apă. Le scurg, dar inevitabil mai rămâne apă și 2 stropi și 3 stropi pe fundul paharului. Și am făcut eu prostia să mă duc în studio să le duc. Și era șeful, știi? Și le pun eu acolo, că trebuia să le pun în dulap. Și apa aia o scurg jos. Și îmi zice că da, varsă jos apa, că nu-i problemă. Și eu zic... Și eu de acolo, hai că de la o leacă de apă nu mori. Și el a râs și a zis că nu, e ok. Da, așa m-am simțit ca și cum n-aș fi o gospodină bună.
Nu știu de ce eu atât de greu suport criticile. Stați așa să văd colanții ăștia și ăștia cred că trebuie spălați. Cine mă sună? Așa se întâmplă de fiecare dată când plec un pic mai repede de la muncă. 1001 de telefoane, dar dacă stau acolo jumătatea aia de oră, bă, nu mă caută nimeni. Numai atunci când ies de pe ușă, numai atunci când ies de la muncă, atunci mă caută toată lumea. Că dacă aș sta, nu m-ar căuta nimeni. Măi, eu cred că nu le-am aranjat. Mă duc să bag astea la spălat. Vă iau cu mine ce credeați că ați scăpat. Și mă întorc că o să mai am o selecție. Uite, vezi, astea erau murdare. Astea murdare, eu nu le mai întâncuiesc așa cum trebuie. Și mă duc să le duc. Să pun hainele la spălat. Nu știu unde să vă pun. Ca să mă și vedeți. O să vă pun aici. Sper că e ok. Nu știu dacă e ok. Ce vine să râd este că am găsit o aplicație pe net care îți spune cine s-a uitat la videourile tale pe YouTube. Adică pui linkul la videoul cu pricina dacă vrei să vezi cine s-a uitat și aplicația respectivă îți spune. Și colegul meu care râdea de mine că fac vlog și că povestesc totul de la Nest, ce credeți că se uită? Și tocmai el care râdea că cine vrea să afle ce se întâmplă în redacția de la Nest se uită la vlogurile mele, râdea de faptul ăsta, tocmai el a ajuns să se uite la vloguri ca să vede, să vadă și el ce mai e în redacția noastră. E amuzantă treaba. Așa, punem hainele negre. Uite, băi, căutam papucul de casă și eu l-am luat cu hainele cu tot. Stați așa că mai am aici un coș. Ăsta e coșul nostru de haine. E mic. N-avem nevoie de mai mare. Și să văd ce haine mai am aici. Le bag doar pe astea negre. Șosete, o grămadă de șosete, la fel, cu șosetele, la fel, le port o singură dată. În fiecare zi schimb șosetele, că mă irit la picioare dacă port de două ori. Am și eu fixurile mele. Parcă când eram mică nu eram așa sensibilă. Acum nu știu ce s-a întâmplat. Așa, mai am o grămadă de șosete. Cam asta e. Eu sper să nu fi umplut cuva prea tare. Eu zic că nu. Dar s-au adunat cam multe. Și acum punem detergent. Mai pun o leacă, că sunt cam multe haine. Și să se spele bine. Nu știu unde le întind. Noi afară nu mai avem voie să întindem hainele. Căci că nu ar fi estetic, vizual, frumos pentru un bloc așa nou să avem haine întinse afară. Dar noi nu avem unde să ne întindem hainele. Le întindem în casă, bineînțeles, dar vă dați seama că crește nivelul de umiditate, poate să apară mucegai, nu prea e ok. Așa. 45 de minute, e ok. Gata. Căutam papucul ăsta și eu l-am luat cu hainele. Și ziceam, bă, dar era aici, adică unde ar putea fi? Eu continui să fac treaba, nu știu dacă să vă mai filmez sau nu.
M-aș pune și să editez, ca în timp ce mai fac eu treabă pe aici să se randeze vlogul ăsta. Mai am treabă, mai trebuie să dau cu mătura, să spăl pe jos. Some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you is the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints in a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you is the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. With you.
Ia uitați-vă ce pantaloni mi-a luat iubitul meu. Niște pantaloni de stat în casă pe care a dat 8 lei. Și sunt atât de comozi și atât de... și îmi place că îi port cu drag că-s de la el. Că dacă mi-aș fi luat, eu nu-i purtam cu drag, dar așa, dacă-s de la el, îi port cu drag. Și îmi plac foarte mult. Sunt un portocaliu deschis. Da, o să închei aici vlogul de astăzi. Eu sper să am suficient material. Mă apuc să-l editez și până se randează, până se așa, eu mai strâng pe aici prin casă. Mi-am luat o cremă. Să vă arăt ce mi-a adus cumnata mea. De fapt, sora iubitei fratelui meu. Știe că îmi place ăsta cu musc. Orice fel de musc. Musc alb, musc purple, musc, orice musc. Dar are un miros și zice ea că este o loțiune de corp și este mov. Și ea mi-a zis că am întrebat-o de unde l-ai luat, pentru că aș vrea și eu să, când se termină, să-mi iau. Și a zis că din farmacia Dr. Max, pentru că ea lucrează, este farmacistă la Dr. Max și a luat de acolo. Și sunt super, chiar le recomand. Asta am vrut să vă arăt, să recomand produsul ăsta. Dacă mergeți în farmaciile Dr. Max, uitați-vă, o să vă placă. Vă promit eu că vă place. Și eu din Jumbo mi-am luat tot așa o loțiune de corp. Eu folosesc loțiuni de corp, creme de corp, după fiecare baie. Nu prea există să nu mă dau cu loțiune de corp. Și mi-am luat asta cu musc alb din Jumbo. Am dat, cred că, 7,99 lei. Și miroase foarte bine, mie îmi place. E un pic prea lichidă, dar e bună, e bunicică. Asta cu musc alb. Gata. Reclama, recomandările s-au terminat. Încheiem aici vlogul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut ziua mea simplă de joi. Poate filmez și mâine, vedem în ce stare mă aflu și dacă reușesc să-mi fac toată treaba, să fiu și eu fresh, că trebuie să mă spăl pe cap. Ia uitați-vă ce păr murdar am. Nu e neapărat gras, cât e îmbâxit cu fum, pentru că la noi în mașina de serviciu se fumează și se îmbâxește cu fum și devine așa uscat și miroase. Da. Mă duc să mă și spăl pe cap, să-mi fac baie. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până când ne vedem data viitoare, kisses!